Președintele PNL Gorj Ion Iordache nu vede cu ochi buni moțiunea de cenzură a USR și spune că nici măcar nu are numărul de semnatari pentru a dărâma guvernul Ciolacu. Noi avem astăzi o întâlnire a președinților de organizații județene. Vom discuta despre situația actuală politică și, bineînțeles, și de această relație guvernamentală. Mi se pare cel puțin neserios demersul celor de la USR, pentru că nu îl fac cu scopul de a obține ceva sau de a-și atinge obiectivul această moțiune, îl fac doar propagandistic. Cred că ei sfidează inteligența oamenilor. Oricine știe că nu poți să faci o moțiune, în primul rând că ei nici n-au numărul de semnatari și nu se face moțiunea, întâi o pui pe Facebook și pe urmă cer celorlalți să ți-o susțină. Adică e o chestiune de neseriozitate care nu-și are sensul. Și tocmai de aceea nu avem ce să discutăm deocamdată despre asta. O moțiune de cenzură se face stând la masă cu mai mulți parteneri, făcând calcule, să adui numărul de voturi ca ea să treacă. Nu așa că nici măcar nu au numărul de semnături să o depună, dar să treacă. Ion Iordache spune că liberalii nu vor intra în jocul celor de la USR Gorj care speculează nevoile oamenilor pentru a câștiga capital electoral. Noi nu intrăm în acest joc al lor. Am văzut că și cei de la Gorj fac același lucru, doar vorbesc cum au vorbit legate toate temele și speră să le facă alții. Ei vor să facă lucrurile cu mâna altora, știu doar gălăgie. Domnul Miruță va invita să semnați moțiunea de cenzură. Păi, așa cum v-am mai spus, ei doar vorbesc, pentru că oricum nu reușesc să realizeze niciodată nimic. Așa cum s-a întâmplat cu toate lucrurile de-a lungul timpului, doar îi cheamă pe alții să facă, că ei oricum nu pot să facă. PNL nu va susține această moțiune. Nu discutăm deocamdată despre treaba asta și deciziile în Partidul Național Liberal nu se ia așa, fiecare pe unde îi vine bine. Eu aștept să discutăm. Dacă vrea să discutăm și dacă era serios și dacă sunt serioși, discutăm întâi. Speculează o emoție în rândul electoratului sau o nevoie, o aruncă repede pe piață. Aceia care nu fac treabă, care nu fac lucruri, au timp să clocească la astfel de șmecherii. În replică, președintele USR Gorj, Radu Miruță, este de părere că numai dacă PNL semnează moțiunea de cenzură, demonstrează că nu sunt părtași la distrugerea țării. PSD-ul jefuiește țara asta, face dezmăs pe bani publici, calcă în picioare democrația și Partidul Național Liberal se uită la lucrurile astea și le încuvințează. Nu merge să ți se încurce limba în gură, tu PNL-i, spunând că rup guvernarea, dar în același timp îți păstrezi miniștrii. Avem o moțiune de cenzură, am invitat pe cei de la Partidul Național Liberal să rupă pisica în două și să identifice odată. Ori sunt cu PSD, ori sunt cu românii. Că nu merge cu jumătate de gură. Le oferim posibilitatea să facă ceea ce spun declarativ. Să semneze moțiunea de cenzură, să-l trimită pe Ciolacu acasă și să curățăm odată țara de ceea ce se întâmplă, că bine vedem că nu e. Nu merge baletul ăsta al celor de la PNL, cu tot respectul pentru unii oameni de acolo. Liderul liberalilor gorjenii acuză cumva că nu s-au pus mai întâi la aceeași masă a negocierilor și au speculat așa scandalul acesta din coaliție cei de la USR. Balet! PSD-iștii fură în fiecare zi, PNL-ul e acolo să ne punem la masă ca să bem cafele, lucrurile se rezolvă în Parlament. Îl aștept pe domnul Iordache să vină să semneze, după care putem discuta ce trage de timp în fiecare zi în țara asta se întâmplă lucruri rele. Îi așteptăm pe cei de la Partidul Național Liberal să semneze. Astfel se poate face procedura, altfel nu. Adică dacă PNL-ul nu semnează, lucrul ăsta nu va avea niciun succes. Liderii AUR au anunțat că vor susține moțiunea de cenzură anunțată de USR. Rămâne de văzut ce decizie va fi luată în PNL, însă Nicolae Ciucă, liderul liberalilor, a anunțat că moțiunea de cenzură anunțată de USR este un exercițiu neserios pentru că actuala configurație parlamentară nu permite un guvern de dreapta.